Inspectorii din cadrul instituției Direcția Sanitar Veterinară pentru Siguranța Alimentelor Mureș au început controlele pentru tot ce înseamnă producerea, procesarea, depozitarea și transportul și comercializarea produselor de origine animală. Scopul acțiunii are la bază preîntâmpinarea apariției toxinfecțiilor alimentare. În mod special controlăm cu mare atenție producerea și comercializarea cărnii de miel, a ouălor, a laptelui, a produselor de origine animală. Vom fi prezenți în toate târgurile de animale, piațele agroalimentare, unitățile de desfacere, hipermarketuri, supermarketuri, carmangerii, abatoare. Vreau să vă spun că în județul Mureș... Avem aprobate două puncte de sacrificare temporară a mieilor, unde avem personal sanitar-veterinar permanent. Cele două puncte de sacrificare temporară a cărnii autorizate de specialiștii DSVSA Mureș se află atât în piața vodă din Târgu Mureș, cât și în piața agroalimentară din Sighișoara. Vreau să atrag atenția consumatorilor ca în această perioadă, să, și nu numai, întotdeauna aprovizionarea, cumpărăturile, să și le facă de la unitățile autorizate sau înregistrate sanitar veterinar pentru că aceste unități distribuie și comercializează produse care sunt supravegheate de către noi. Pentru eventualele sesizări de nerespectare a legii în această perioadă instituția va asigura permanența atât la sediu, cât și la circumscripțiile pentru controlul alimentelor din teritoriu, unde medicii veterinari vor afișa programul de lucru, numele medicului veterinar și numărul de telefon la care consumatorii pot apela.